Oamenii de știință au făcut o nouă descoperire care ar putea schimba viața multor oameni. Potrivit cercetătorilor, o lumină de o anumită culoare ameliorează durerea. Se pare că există o modalitate destul de simplă pentru a ameliora durerea, iar aceasta este lumina de culoare verde. Cercetătorii de la Universitatea Fudan au făcut descoperiri importante. Un nou studiu făcut pe șoareci a dezvăluit faptul că celulele oculare și căile cerebrale sunt cele care stau la baza ameliorării durerii după ce aceștia au fost expuși la lumină verde de intensitate scăzută. După mai multe experimente, oamenii de știință au descoperit că bastonașele și conurile, celulele oculare ce percep lumina, au contribuit la efectele de ameliorare a durerii la șoarecii sănătoși și la cei cu articulațiile inflamate. Un alt studiu a arătat că ameliorarea durerii prin expunere la lumina verde ar putea fi de lungă durată, aceasta persistând până la 4 zile după tratament. Un alt studiu clinic realizat pe un grup mic de pacienți cu fibromialgie timp de câteva zile a demonstrat că, după câteva ore de terapie cu lumină verde, pacienții nu au mai simțit durerea la aceeași intensitate. Totodată, lumina verde a redus și intensitatea migrenelor. Fiecare culoare are un anumit efect asupra oamenilor, ele ajutând organismul într-un anumit fel. De exemplu, culoarea roșie stimulează, instigă și energizează și este folosită pentru tratarea anemiei, inflamațiilor, afecțiunilor respiratorii, dar și a depresiei. Galbenul permite relaxarea corpului și ajută la tratarea migrenelor, a diabetului și a tulburărilor digestive. Verdele calmează hipertensiunea și tulburările cardiace și tratează insomnia și nevralgia. Albastru este culoarea care induce liniștea și este utilizat pentru scăderea tensiunii și pentru calmarea respirației. Este benefic la pacienții cu reumatism și encefalită, relatează unica.ro.